Nemulțumiți de condițiile dificile de muncă și de salariile proaste, oamenii au vrut să poarte discuții cu conducerea societății. Printre revendicările participanților la protestul spontan sunt faptul că au salariile mici, iar în ultimele săptămâni căldura și apa caldă au fost oprite în incinta uzinei. Muncitorii de la producătorul mehedințean de vagoane nu se află la primul protest. Ei au rămas în grevă și în primăvara anului trecut, circa 10 zile. Astăzi, după aproximativ o oră de negocieri cu conducerea, muncitorii au decis să reia lucrul.